stau cu el în casă permanent, din cauza că el acum e așa, acum e cade glicemia și poate că e în comă. M-am săturat eu de boala lui, da, pe el. Mai degrabă m-aș da eu, pancreasul meu, să știu că trăiește el. N-a stat pe gânduri. O scăzut glicemia și plângea pe somn. Avea 32, o paralizat de mână. Când am încercat să-l îmbrac, s-a încleștat așa mâinile, nu mai puteam deloc să le miști. Plângeam, dărdeam de frig, așa tremuram. Fiind micuț copilul, ea deja intrase în panică. Am învățat-o pe mamă să se orienteze în funcție de valoarele glicemiei. Și descurc foarte bine. Mă întreabă mereu cum se simte băietul, cum e fata, mai ai alimentație. E mai mult ca un prieten, parcă e așa, face parte din familia noastră. Ajută-i pe Vlăduș și alți copii ca el să fie susținuți de profesioniști locali și să aibă acces la tratamentele de care au nevoie. Îți mulțumim!